Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Invitatul din această seară este un fost jucător, un actual antrenor, în ciuda faptului că nu e sub contract în momentul de față. Oaspetele prietenilor Ovidiu este Leonard Strizu, Leo Strizu, până în februarie 2023, antrenor la FCSB, fost jucător, fost atacant în ciuda unei înălțimi, bine ai venit, Leo, de 1,70 și... Nu, 1,82. 82? Da. La mine scrie 1,72. S-a căzut subiectul ăsta. Bine ai venit, 1,82. E, atunci se justifică, de cum ai fost vâr de atac. Ușor, dar... ușor, da. Am făcut față. E... vina celor care ți-au întocmit fișa medicală. Fișa 1,72. Da. Leo, o să o luăm de la început, dar până o luăm de la început, spunem, ai dispărut din peisaj. Ce faci? Cu ce te ocupi? Deocamdată mă ocup de micile mele business-uri și sunt aproape de fotbal, dar din păcate nu am ales sau nu am vrut să aleg ceea ce mi s-a oferit până acum. A, bun, după ce ai antrenat la FCSB, deși numai 3 luni, 4 luni, e greu să te duci în jos, nu? Tu de fapt ai fost antrenor numai la două echipe, la Constanța, la Unirea se chema, nu? Da, în perioada când am venit în principal, am venit pentru echipa a doua lui Steaua. Nepotul lui Gigi Vasi a început să colaboreze cu Mangalia, cu echipa aceea din Mangalia. Calatis ce era? Nu-i mai zicea Calatis? Nu. Mă rog, mai puțin important. Și m-a rugat să mă ocup și eu de echipa alături de el. A fost un an mai greu, le-am făcut din mers, le-am înscris, am luat echipa 0 puncte, 25 de goluri primite, n-am putut să scăpăm de retrogradare, după care am revenit înapoi la echipa a doua. A FCSB-ului. Da. Tu având licență pro. Licență pro. Deci ai vrut să te faci antrenor dacă ți-ai dat toate licențele și ai luat și pro-ul și... În prima fază nu mi-a plăcut după ce m-am lăsat. În viață nu faci numai ce vrei. Că da. Nu mi-a plăcut. Am vrut să stau departe de gazol. Nici în birou, dar eram undeva la mijloc. Așa. Și... am avut opțiune și atunci când am fost la Galați cu Mihai Stoica să iau echipa, nu m-a interesat. Pe parcurs, când am venit la Steaua în 2002, am fost șeful centrului de copii. De copii și juniori. Și atunci, fiind aproape de ei, am decis să mă apuc de antrenorat. Vreau să deci, practic, Mihai Stoica te-a determinat să te faci antrenor. Da, mi-a pus o întrebare și am zis că nu mă interesa în momentul când eram la Galați. Așa. Da. Când am venit împreună la Steaua, în 2002, când s-au făcut negocierile Gigi cu cine le-a făcut și a câștigat, a preluat echipa, eu ocupam funcția de director sportiv și șeful centrului de copii, fiind foarte aproape în permanență de jucători, de copii, m-am decis ca să înființez echipa a doua. Am preluat-o eu, am pus centru pe picioare, cum l-am gândit cu colaboratorii mei de atunci, și mi-am avut ambiția să aduc echipa în divizia B, echipa a doua. Am adus echipa în Liga a doua. Din păcate,
la începutul crizei, în 2007 sau 2009, Gigi a renunțat la centrul de copii și la echipa a doua. Toate că atunci am avut un an frumos, adică nu am muncit absolut de pomană, pentru că iar reamintesc că mi-au trecut până mână un Toșca, un Vătăjelu, un Cezar Lungu, sunt mulți, sunt Strătilă și așa mai departe, care sunt mulți jucători care erau confirmat după aia. Am contribuit și eu la formarea lor ca fotbaliști. Auzi, Leo, a contat prietenia cu Mihai Stoica sau faptul că n-avem de ce să ne ascundem? Ești și tu Machidon, ca și Becarii, ca și toți. Ce a contat? Nu țin să vă corectez că nu sunt Machidon. Tu nu ești? Nu sunt Machidon, toată lumea mă consideră Machidon. Leo, Strizu e nume de... Nu știu cât e de dacă Macedon. Dacă nu e, schimbă discursul, dar nu contează. Nu știu cât e de Machidon. Eu sunt născut în Timișoara, dar într-o conjunctură, mai mult sunt bănățean decât Machidon. Așa? Dar asocierea asta mea cu Tea Sponte, care mi-este naș, a făcut să creadă lumea că sunt Machidon. Naș Machidon, că Tea Sponte da. E chiar președintele asociației, societății Machidon, sau era din România. Da, dar nu, toată lumea și oriunde mergeam cu Tea, toată lumea îmi vorbea macedonește și nu Tea oprește că... Și nu știi deloc? Așa, un pic ți-am mai bun prins. Bun țâizua, știu și eu, le-am mușată, știu și eu, cinci cuvinte. Dar nu am nicio treabă. Iar conjunctura în care s-a venit la Steaua a fost după o perioadă de 3 ani de zile în care am lucrat cu Mihai Stoica la Galați, după care a preluat de fapt nu mai erau fonduri pentru că era privatizată și au cumpărat-o parcă indienii, ceva de genul ăsta, nu le-a plăcut fotbalul și am decis să tot vorbești de combinat. Da. Tot până Tea mi-a făcut o propunere, de fapt am fost la Piții și a zis, Piții, ce mai stai? Pițurcă. Da. Hai oricât e cu noi în barcă. Și asta a fost conjunctura în care am venit la Steaua. Bun, deci n-a contat, acum e clar că ideea de Machidon a crezut, dar prietenia cu Mihai Stoica a contat? Păi n-avea nicio treabă Mihai Stoica, ulterior a venit și el la Steaua, președinte. A, nu era atunci la Steaua. Nu, eu am fost primul și după care... Deci l-ai adus tu pe Mihai Stoica, nu Mihai Stoica pe tine. Am făcut o propunere eu cu Tea, pentru că eram în... Mihai Stoica era în cercul nostru de prieteni, sau Tea, invers, eram în cercul nostru de prieteni. S-au înțeles foarte bine. Ne-a ajutat de câteva ori cu sfaturi, poate și financiar. Și când eram la Galați, atunci, fiind o prietenie bună, normală, a făcut ca propunerea lui Tea ca Mihai Stoica să vină la Steaua vis-a-vis de Gigi. Gigi a acceptat-o, m-a întrebat ce părere am și eu, știu că îl cunosc mai bine, și am zis, merită, hai, adu-l la Steaua. Conducător bun, Mihai Stoica? Nu prea aș vrea să mai vorbesc, că după ce s-a întâmplat în ultima parte, nu prea mai. V-ați certat? Adică s-au rupt relații da, de atunci? Da, da. Și atunci nu aș mai vrea să mai vorbesc de Mihai Stoica. Nu am răutate, dar nu vreau să mai discut. Am înțeles. Treaba ta e punctul tău de vedere, Doamne iartă-mă. Dar crezi că, fără să vorbești despre el, a contribuit și el la darea ta afară de la club? Nu mai el a contribuit. Cum? Numai el. Numai el. Păi ce să fie? De fapt, nu a contribuit la darea mea, că nu m-a dat nimeni afară. Așa. Eu am plecat. Dar fiind forțat de niște împrejurări între mine și Stoica. Între mine și Stoica. Aici aș vrea să precizez sau să... Vreau să vorbesc foarte mult de FCSB. Am un respect deosebit pentru absolut tot ce înseamnă FCSB. Gigi, jucători, antrenori, tot ce înseamnă FCSB. Doar în mică măsură de Mihai, de Stoica, și se pare că n-am înțeles foarte bine eu politica.
Există o politică care cine poate să o respecte, o respectă, nu se abate de la ea, dar eu nu cred că pot fi genul de om sau nu pot fi băiatul care să intre în, sau să respecte acea politică. Bun, zi-mi, Leo, am înțeles și nici nu insist pe tema asta. Zi-mi, tu tot timpul zici Steaua. Care e FCSB, e Steaua, lămurește-ne, care e punctul tău de vedere? În punctul meu de vedere, fiind aproape și de Gigi, fiind aproape și de Teia, știam cam ce se întâmplă la club, în sumele de bani pe care le-au dat, în sumele de bani pe care le dădea Gigi, în momentul în care era prieten, nu era nici acționar, era prieten bun și ajuta Steaua de atunci. Din afară? Din afară, dar venea, cum se cheamă, era aproape de echipă în permanență, pentru că vrând nevrând era la curent, pentru că din banii lui s-au adus, s-au făcut anumite cheltuieli pe jucători, pe deplasări și așa mai departe. Așa? Știind foarte multe lucruri, știu când s-a făcut și acea trecere, când s-a făcut acea trecere, nu pot să explic un termen legal, că nu mă pricep la cum s-a făcut, dar știu că a fost acea întrunire cu generalii și așa mai departe în care s-a votat și știu că Gigi a cumpărat toate acțiunile fiind majoritar al FC Steaua, la FC Steaua. Deci după tine FCSB e Steaua. Din ce am trecut și fiind aproape, eu așa consider. Acum, nu știu ce sunt în... n-am văzut actele. Bine, asta e o părere, că hotărârea o ia justiția, instanța, ca da, să zic așa. Dar, în momentul în care nu era Gigi, nu cred că se putea continua dacă nu era Gigi. Da. Da, probabil că așa au stat lucrurile. Zi-mi altceva, tu câte meciuri ai stat pe bancă, să zic, la Steaua? L-ai numărat, le știi? Nu, nici nu m-am mai interesat. Aveam o evidență, dar pe urmă n-am mai... Ce, adică, practic ai plecat foarte dezamăgit de acolo, din ce înțeleg eu? Nu am plecat dezamăgit, v-am zis, dacă structura mea nu corespunde acelei politici, nu cred că mă uitam eu bine în oglindă. După da, meci sau înainte de meci. Da. De fapt, Leo, lămurește-mă, ce te-a deranjat? Faptul că, acum poți să te superi pe mine, că erai de fapt un fel de marionetă. N-aveai niciun cuvânt de spus, nu? În primul rând că nu aveai niciun cuvânt de spus. Erai pus pentru că aveai licență pro, nu? Asta era ideea. 100%. Deci cu mine când discutați, eu, la mine nu sunt menajamente. Chiar dacă a fost o opțiune proastă sau nu am căzut bine. Nu am căzut bine, dar v-am spus, eu, de la mine nu s-a auzit niciodată că au fost flash interviuri sau că înainte de meci la conferință am greșit. Am făcut multe greșeli, dar pe urmă mi-am dat seama că am dat două palme după primele două, trei conferințe, mi-am dat două palme și am zis, bă, trezește-te. Nu mai te-a apucat tu să vorbești, că nu e așa. Ești un simplu executant, da? Și trebuie să te conformezi. Toată lumea îmi spunea aceeași lozincă auzind de la Strizu. Păi ce vrea să le spun? Că fac eu echipă? Trebuia să apar că este contractul cu televiziunea. Da, da, da. Da. Și atunci trebuia să apară. Trebuia să vorbesc așa, niște termeni frumoși de echipă, pierde, balea, de fapt, câștigă. Să ascunzi adevărul. Dar n-ai ce adevăr să-l ascunzi, pentru că toată lumea știe care e adevăratul adevăr. Toată lumea știe. Bun, care... Da, zi-mi altceva. În momentul în care ai acceptat să te duci acolo, nu știai că va fi așa? Nu. Nu. Nu era vorba de... Știam despre ce este vorba. Știam despre ce este vorba. Mihai Stoica nu m-a vrut de la început. Pentru că... Noi dacă am avut o prietenie...
Și mie și lui Mihai era greu să mă subordoneze în principal el pe mine, pentru că tot ce se întâmplă la Steaua sunt două capete. Jucătorii, echipa, așa mai departe, trece pe Mihai Stoica și după care se duce spre Gigi. Așa. Eu cu Mihai aveam dialoguri foarte deschise, adică nu spunea el așa faci și eu spuneam am înțeles. Nu spunea el, pentru că nu erau, credeam. Vrei să spui un fel de raporturi egale? Raporturi egale ținând cont ce am putut să facem noi, multe, dar chiar foarte multe, să scăpăm echipa de la retrogradare, să o menținem. De Galați vorbești. Da. Mă dau seama că acolo sunt nopți nedormite. Știți foarte bine cum se lucra înainte, când trebuia să te bați cu Piatra Neamțu, cu Bistrița, cu fel și fel de echipe în care noi neavând nici bani, neavând nici putere, doar puține cunoștințe. Și atunci, umăr la umăr, în ultimul an, a trebuit să ne batem cu Timișoara, trebuia să ne batem cu Rocaru, care erau echipe cu patron cu bani. Era Nețoiul la Rocar, nu? Nu, era la Rocar, era ăsta cu berea, nu știu cum îl cheamă. Așa, da. Da. Și nu mai știu, mai erau niște echipe și pun prietenii, pun diverse, hai să le spunem, mici adică șmecherii. Adică a fost greu să mici șmecherii, adică să corabia. Greu pentru că erau și reciprocități, mai erau și bani care erau bani, nu erau la vedere, dar circulau. Trebuia să beneficiez de un arbitraj corect, să mai beneficiez de un alt fel de rezultat, că stăteai la mâna rezultatelor, cu echipele cu care te erai în bătaie pentru retrogradare. Și noi le luam și analizam și vedem ce șanse deci, avem. Vrei să spui, dacă eu înțeleg bine, dacă nu te rog să mă contrazici, că la Galați aveai raporturi egale, de egalitate cu Mihai Stoica. Aici deodată ai venit și erai subordonatul lui. Nu erau raporturi egale, pentru că erau undeva cu 60 cu 40, dacă ar fi să cântăm. 60 cine? Mihai. El 60, tu 40. Mihai. Bun, când ai venit la FCSB, care erau procentele? Prima oară când am venit amândoi? Da. Păi, n-aș putea să dau procente pentru că n-aveam un loc nici eu, nici el bine stabilit, un post bine stabilit, pentru că la vremea aceea știți foarte bine, era domnul Cacoveanu, președinte, așa. Da? Care toate treceau până veni el. Veni de la Târgu Mureș. Da, toate treceau până el și se raporta către domnul Păunescu, da? Domnul Păunescu, vorbim până la Gigi, până s-a făcut da, noua structură, după care domnul Păunescu se consulta cu Piții, da? Iar în proporție de 80%, dacă nu mai bine, decidea Piții. Ce înseamnă echipă? Cu cine? Cu? Nu, decidea Piții. Ce înseamnă Piții, echipă? Înseamnă, da. Bun. Bun, dar când s-a trecut în epoca... Când am venit, meme-ul nu-și găsea locul pentru că conducea Piții. El fiind învățat ca la Galați să decide absolut totul. Mergem în deplasarea asta, stăm acolo, facem aia, nu se mai putea pune problema așa. Se punea problema. Cu hotărâ Pițurcă. Tot. Și atunci asta o repet și n-aș vrea să... În fine, dacă tot am venit la discuția asta. Prietenia s-a stricat în momentul în care o anumită perioadă de timp, nu știu, 5 luni, 6 luni, 7 luni, meu zice, hai să ne întâlnim, să dăm un pic de vorbă. Hai. Îmi zice, te urci cu mine în barcă? Păi nu suntem în barcă, ce dracu, ne-am dat jos. Hai să lucrăm pe Piții. Că noi nu facem nimic, nu avem nicio putere.
N-am fost de acord, nu mai continui. N-am fost de acord și s-a rupt. Și acolo s-a rupt. Bun, dar când a început epoca Becali? Acum. Da. Știam ce mă așteaptă. Știam ce mă așteaptă. Dar v-am spus să... Eu n-am a doua sau a treia față. Asta e singura față care o am. Și... Nu pot să mă duc cu fața la stadion și când intru la echipă să am altă față sau cu, în colaborare cu antrenorii sau cum i-aș trebui. Tot aceeași față o am. Am spus, am făcut multe greșeli. Pierd după primul sau al doilea. A fost primul meci, a fost la Botoșani. Da. De fapt, de două ori am fost la Botoșani. O dată am fost în cupă cu copiii când am câștigat atunci cu 2-0. Dar primul meci am fost cu echipa. Am bătut 3-0. Am făcut niște greșeli atunci. Am inversat eu niște schimbări. Și luându-mă gura pe dinainte, că am făcut schimbările, se dedea. S-a dat de înțeles că le-aș fi făcut eu. Așa. Cu Pintilin și așa mai departe. Și a ieșit Gigi și a zis, ce tot îl întrebați pe Strizu, pe Pinti? Nu știți că fac eu schimbările? După care am venit acasă, m-am uitat în oglindă, că așa am eu expresia, și am zis, bă, potolește-te. Intră-ți în rolul care este rol. Și la următoarea conferință am zis, băi, de ăsta-i Strizu, există un singur cap, da? Ăla e. Și noi ceilalți suntem simpli executanți. A deranjat foarte mult o anumită persoană când l-am introdus în această simplă, în acest grup de simpli. Mihai Stoica l-a deranjat. Da. Și de atunci a început, venea cu tot felul de presă, că surse, de până surse, tot spunea și așa mai departe, m-a denigrat. În fine, a trecut. Bun, dar cum era, zi-mi și mie, într-adevăr, comanda Gigi tot timpul și formația și schimbările? Nu și... vreau să vorbesc așa, dar nu... Nu, zi numai da sau nu, atât, că nu... Nu intrăm. Ne cunoaștem de prea multă vreme. A trecut. Nu, eu v-am zis, respect foarte mult ceea ce face Gigi. Respect. Normal, că sunt banii lui. Nu. Nu doar că sunt banii lui. Așa. Pentru că el are anumite principii, nu se abate de la ele. Poți să faci față. Eu poate, nu vreau să spun că nu sunt un luptător, dar eu mă duc pe o luptă care e a mea. Nu mă duc pe o luptă care nu e a mea. Și atunci, dacă Gigi decide 100% și ceilalți pot să conducă ceea ce li se spune, n-am nimic împotrivă, îi apreciez. Bun, crezi că Haralambos decide el ceva? Băiatul a venit să câștige bani, să-și facă publicitate. Că o decide, că nu o decide, acum depinde și cam ce vă interesează pe dumneavoastră cu decisul. Decisul, ce să decizi? La echipă? Da. În semnul întrebării. La schimbări? Nu prea. Bun, zi-mi altceva, Leo, am înțeles. Pregătirea cu echipa o făceai tu? Nu, Pintilin. Pintilin. Pintilin are calitate? Iar n-aș vrea să răspund, să vă las pe dumneavoastră să decideți. Nu, adică, hai să punem altfel. Știu ce vreau să mă întrebați. Știu ce vreau să mă întrebați. Iar eu vă răspund. Vă place jocul Stelei? Nu, nu că se leagă. Nu în mod special, dar e pe locul întâi. Cât e pe locul întâi, e greu să... Vă place jocul Stelei? Vă dă... Nu în mod special. El muncește cu echipa. Și cred că v-am răspuns. Că, pun altfel întrebarea. Crezi că Pintilin va ajunge un antrenor bun? Da. Da. Dar încă nu e, vrei tu să spui. Nu știu dacă e sau nu e, pentru că aici lumea poate să mă contrazică, pentru că băi, Strizule, tu ce vrei să spui? Că, dar sigur, echipa nu... tale. Eu, de echipa... pildă, am o părere bună despre Mihai Stoica. Înțeleg? Eu da. Zic că se pricepe, dar părerea ta e alta, eu o respect, că n-am... Nu, acum, dar v-am zis, nu, lumea poate să mă contrazică și să zic că, bă, Strizule, tu ce vrei să spui?
Eu spun și nu spun eu direct. Eu v-am întrebat pe dumneavoastră. Steaua are un stil propriu? E greu să aibă un stil propriu. Care echipă din România are stil propriu, spune-mi? Două echipe. Care? Hermannstadt și cu Galați. Acum au sărit și ele. Anul trecut aveau stil? Noi nu vorbim de prezent? Da. Au început, e adevărat. Și sunt două echipe în care vezi ce înseamnă. Și vorbind, Dorinel și... Cum îl sunt cheamă? Două echipe... Măldărășanu? Da. Au început să facă ceva. Sunt pentru mine. Pentru mine. De ce am dat acest exemplu? Pentru că sunt două echipe medii, da? Nu cu jucători ce are Steaua, da? Clar. În care sunt două lucruri în fotbal. Vezi că se face bine faza de apărare și faza de atac. Și aici necesită, e bine pregătit și înțelege ceea ce îi cere antrenorul. Da, vezi, eu nu te contrazic, dar vine reversul medaliei. Bă, locul întâi e totuși FCSB. Deci, cum să-l acuz eu pe Pintilii, că el e pe locul întâi. Măldărășanu deocamdată e pe patru. Dar nu-l acuză nimeni pe Pintilii. Eu n-am spus că nu va ajunge un antrenor foarte bun sau că nu are calitate. Așa. Eu nu am spus. Pentru că noastră m-ați întrebat cine face antrenamentele. Pintilii. Da, am înțeles. Da, Pintilii. Nu se bagă Gigi la antrenamente. Gigi nu se bagă. Chiar pot să iau apărarea lui Pintilii, pentru că e greu și lui Pintilii să lucrez cu 25, 24, că sunt doar 8, 7, care și-au locul stabilit. Așa. Și mai vin încă 3-4. Nu ai ce să faci, pentru că ăia vor veni să joace. Trebuie să joace. Aici cred că înțelegeți aia de ce 3-4 trebuie... 3-4 nefiind hotărâți de el. De niciunul nu-i hotărât de el, dar nu poți să-l scoți pe Tătărușanu, nu poți să-l scoți pe Daua, nu poți să-l scoți pe fundașul stânga, nu poți să-l scoți pe Olaru, nu poți să-l scoți pe Coman. Deci ăștia, pe Șuț și așa mai departe, ăștia oricum joacă. Dar pot apare surprize cu o zi înainte, cu înaintea jocului. Da? Și atunci e greu și lui să-i ghicească. Și de asta trebuie, revenim la ce m-ați întrebat, de asta trebuie că ăștia 25 trebuie să fie 100% apți până se anunță lotul. Dacă nu știi care va fi titular și am înțeles. Bun. Da, din toată povestea asta, tu ai ieșit destul de șifonat, nu știu dacă îți dai seama. Foarte șifonat. Am ieșit foarte șifonat. Dar nici nu mai puteam să mai continui să mă șifonez de tot. Și mai tare. Nu mai puteam. Spunând că a fost decizia ta să te retragi, nu că te-au scos ei. Am anunțat după conferință la meciul cu... Nu mai țin minte că nici nu mai mă interesează. Nu știu dacă a fost un șoc sau nu a fost un șoc. Nu știu cum a apreciat lumea. Că am avut curaj, că n-am avut curaj, că ai fost prost sau că ai fost bun. Eu am luat decizia asta ca să nu mai continui. Pentru că nu vedeam luminița de la capătul tunelului niciodată. Leo, decizia ta sau ți s-a sugerat, băi, ar fi mai bine să nu m-a dat faci păi singurul care putea să-mi spună era Teia, că i-a zis Gigi. S-au fost sunat Gigi, du-te. Nu. Nu, asta a fost 100% decizia mea. Deci plecarea de la FCSB a fost decizia ta 100%. 100%. Mai zic, eu vă spun problemele nu din punctul meu de vedere. Așa cum sunt. Da, nu pot să fiu fals și să... Oh, nu mi-era greu să spun, bă, vezi că te-a dat Gigi și ține-o tu pata, că nu. Nu mi-a comunicat nimeni niciodată, fă-ți bagajul. Sau pregătește-te să-ți faci bagajul. Nu. Dar ai vorbit cu Gigi în perioada aia? Vorbeai? Nu. Cât ai fost antrenor, n-ai vorbit niciodată cu el? O dată parcă am vorbit. Dar nu legat de fotbal. Sau de două ori, cred. Păi nu. Bun, și schimbările la echipă, cum se făceau dacă nu vorbea cu tine? Tot acolo ajunge, ai zis că nu păi mă... Păi nu, dar explică-mi, cum se făceau? Se transmiteau prin Mihai Stoica, cum? Într-un fel sau altul, erau planificat tot.
Bun, am înțeles. Hai să nu mai insistăm, că văd că nici ție nu-ți face plăcere. Nu, dar nu sunt discuții, adică v-am spus de la început. Asta este politica clubului, da. Poți să o respecti, mergi în continuare. Nu poți să o respecti, te dai la o parte. Dacă o vrei, acum te dau ei. Bun, Leo, deci dacă tu zici că ai ieșit șifonat, eu te întreb acum, privind înapoi, îți pare rău că te-ai dus? Nu, nu. Nu, pentru că am zis și relația mea cu Gigi prin prisma că l-am pătea un foarte bun prieten și un apropiat, nu mi-a părut niciodată rău, pentru că mai zic că îi dau dreptate lui Gigi, nu știu dacă îi dau 100%, dar îi dau dreptate prin ceea ce vrea să facă. În primul și în primul rând se gândește foarte mult la bani, pentru că Steaua beneficiază de cele mai bune condiții. Cred din țară. Ai lucrat acolo, condițiile sunt de top? Top. Nu lipsește absolut nimic. Nu lipsește absolut nimic jucătorilor, staffului. Sunt foarte multe și atunci toată lumea zice, domnul ăsta se gândește numai la bani. Problema e că ce poți să faci fără bani în ziua de astăzi? Are exemple și omul a înțeles foarte bine ce înseamnă acest fenomen. Are exemplu poporul în Boiu. Are exemplu Dinamo și așa mai departe, și Rapidul și așa mai departe. Și eu cred că în zilele noastre, că sunt două lumi diferite, ceea ce am trăit noi, cu Jean Pădureanu, cu Alexandrescu, cu Pinalti și așa mai departe, și Romica Pașcu și așa mai departe. Stai o clipă, iartă-mă că te întrerup. Îl bagi și pe Alexandrescu în categoria asta? Și el făcea parte din cooperativă? Nu. Vorbesc ca și valoare de președinți. A, ca valoare de președinți. Nu. Valoare de președinți. Așa. Dar acum este o altă lume. Dacă atunci știau să se descurce de la primărie, de la cum era înainte, Consiliul Local sau în fine... E și acute. Da. Acum ai un singur patron. Ăsta trebuie să asigure strictul necesar, dacă nu, să ducă echipa spre un buget mai mare. Ai aspirații și mai mari. Și atunci îi dau dreptate lui Gigi când pune prioritar accentul pe bani. Ați văzut că se mai supără, că am terminat locul ăla, n-am încasat, n-am vândut și așa mai departe, închid, nu închid. Dar ce oferă Gigi și siguranță, și corectitudine, vorbim parte financiară, absolut tot, nu oferă nimeni. Tu chiar crezi în promisiunile lui că renunță la echipă, că o străinează, că o dă? A, o perioadă de timp acum, nu. Câțiva ani de zile, nu. Pentru că el are calculul bine făcut. Știe când să scape de echipă. În punctul meu de vedere, partea financiară, cum o gândește Gigi, nu știu câți oameni de afaceri, poate nu cunosc eu sau nu vreau să mă ridic la alt nivel de afaceri, dar Gigi știe foarte bine când trebuie scăpat și când nu trebuie scăpat. Dacă eu înțeleg bine, tu ești supărat pe FCSB, dar nu pe Gigi Becali. Pe nimeni din club, în afară de o singură persoană. Niciodată n-am cum să să fiu supărat pe Gigi, pe echipă, pe antrenori, pe... Cu toți am avut o relație extraordinară. Am înțeles, dar ne întoarcem la întrebarea, crezi că va câștiga FCSB-ul campionatul? Că m-ai pasat aici. Hai să vă spun altceva, cum cred eu, ce cred eu. Că Gigi nu o să lase niciodată până nu câștigă campionatul. Că este anul ăsta. Anul ăsta are un an bun. De fapt, a plecat bine. A plecat de multe ori bine, dar n-a terminat la fel de bine. Cam în ultimii ani, știți foarte bine că nu câștigau primele 5-6 etape. Anul ăsta a plecat foarte bine. Dar... eu cred că Gigi nu se lase bătut până nu se ia un campionat. Și atunci o să le dea peste nas la mulți. Bine, dacă îl ia acu, e ok. Dacă îl ia peste 7 ani și mai pierde 6, n-a făcut nimic.
În primul și în primul rând, nu văd cu cine să bată în afară de Cluj. Dacă în afară de? De CFR. Nu dai nicio șansă Rapidului? Văd că e pe val, e pe trend, cum zice numai, e în trend. Poate dacă în iarnă mai fac niște transferuri, le dau. Dar v-am zis... Stai înțeles. Și Craiova? Craiova lui Rotaru vorbim. Hai să vă spun ceva. Dintre toți patronii, președinții actuali, Gigi e cel mai bun la fotbal. De asta cred eu că Steaua are cele mai bune șanse. În primul și în primul rând, CFR-ul n-a știut în perioada în care Steaua a avut etapele astea, 5-6 etape, n-a știut să beneficieze de meciul cu Dinamo, de meciul cu CFR-ul, de meciul cu Galațiu, de meciul de la Iași. Da. Da? A avut de mai multe ori șansa să treacă în față, da? Și a ratat-o. Norocul a fost în permanența al lui Steaua, cum a ieșit Gigi, sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc. Asta îi dă și mie, cred că și lui, curajul să gândească că poate să fie anul ăsta, după atâția ani de zile, un an fericit. Ceea ce îmi doresc și eu. Adică ce, tu ai rămas stelist? Dar nu o să mă schimbe niciodată, adică, cum să vă spun eu, simpatia mea de Steaua, de Gigi, de Teia sau de asta, nu o să mi-o schimb niciodată, de echipă, de jucători și nu, niciodată nu o să, eu nu, și dacă mă dădeau ei afară, ei dacă mă dădeau afară, eu tot nu aveam ranchiuna, eu nu aveam ranchiuna, v-am zis, pentru că e păcat, pentru că ceea ce oferă Gigi și mediul în care sunt jucătorii și echipa, este un mediu foarte bun. Este un mediu foarte bun. Este un mediu foarte bun. Și vă spun, nu datorită lui Gigi s-au pierdut campionate. Dar nu vreau să dezvolt subiectul ăsta. Păi, acum îți spun care e varianta semi-oficială. Că dacă Gigi nu s-ar fi băgat mai mult decât era cazul la echipă, ar fi avut echipa mai mari șanse să câștige campionatul. În sensul în care, dacă vrei, s-a purtat și cu tine. Adică a pus un antrenor profesionist, un antrenor cu patalama, dar a continuat să conducă el. Și atunci lucrurile n-au mers. Până la urmă o să-i reușească. Ascultați-mă ce vă spun. Păi, până la urmă... Dacă... Sunt de acord cu tine, nu, dacă nu, eu cred că 10 eu... campionate nu, nu, nu. Se câștigă, Eu cred că, eu cred că anul ăsta, cred, părerea mea, ei vor câștiga campionatul. Ei vor câștiga campionatul. Pentru că, v-am spus, din ce am văzut până acum, se poate ca celelalte echipe să aibă o față, ce spuneți dumneavoastră, Craiova, CFR-ul, Rapidul, pentru o politică foarte bună, să-și îmbunătățească calitativ lotul și jocul. Și jocul. Atunci ar putea să fie, dacă CFR-ul va mai avea prilejul, cum s-a încurcat Steaua, și ei să aibă sau să fie conștienți că un meci cu Dinamo, cu Galațiu, cu Iașiu trebuie câștigate, atunci da, atunci da. Dar acum știți cum e? Dăm și mergem un pic și spre... prea, eu cred în Dumnezeu, dar nu prea cred eu așa că te ajută de fiecare dată. Până acum, pe Steaua i-a ajutat. Au mers ei prost, au mers și ăștia prost. S-a încurcat Steaua, da. S-a încurcat și ei. S-a zis că ai devenit mai religios tocmai ca să te apropii de Gigi Becali. Asta este o prostie. Eu am o credință atâta cât îmi... Nu că e mare sau e mică. Cât sufletul meu sau interiorul meu poate să-mi dea. Poate să-mi dea. Eu, de când eram jucător, mergeam vinerea și miercurea la biserică. Când eram jucător și la Brașov și la Timișoara. Fiecare duminică eu mergeam, nu stăteam la toate slujbele, la toată ce înseamnă toată slujba. Mergeam, îmi făceam rugăciunea mea, aprindeam o lumânare și cam atâta a fost credința mea. Nu trebuie să
mă puneți în... Adică să fac o legătură între una și alta. Nu, nu. Pentru că sunt persoane, sunt persoane care s-au dedicat sau se prefac că se dedică 100%. Asta tot Dumnezeu va decide dacă e prefăcătorie sau e realitate. Nu. Știi ce se întâmplă, Leo, și să nu te superi pe mine? E o oarecare contradicție în ce spui tu, în sensul în care tu zici am plecat de la FCSB pentru că nu mai aveam niciun cuvânt de spus și mi se impuneau anumite lucruri. Dar nu mi s-a impus nimic. Dacă nu făceam nimic, ce să mi se impună? Păi atunci de ce ai plecat? Pentru că eram, pentru că în primul și în primul rând colaborarea între mine și Mihai Stoica a fost una. Ăsta a fost motivul. Ăsta e singurul motiv. Deci nu faptul că Gigi comanda peste capul nostru. Păi, dar și acum, dacă el ar fi fost Gigi, până absurd. Nu eu, o foarte mult, chiar îi încurajez. Dacă poate să întrețină o legătură cu Gigi, că Gigi este un om care trebuie să-mi dați dreptate. Olăruiu știu să lucreze cu el? Credeți că era altă situație? Bun, alții n-au putut să lucreze. Reghe a putut să lucreze cu el? Așa. Au câștigat campionate și au avut calificări? Da, da, alții n-au reușit să se... Uite, Bergodi l-a dat afară din cabină și Gigi l-a dat afară pe Bergodi. Îți dau un exemplu. Primul. Păi, haideți să... Asta știți foarte bine, dar vreți să mă convingeți pe mine sau vreți să... Nu știu ce vreți să aflați. Eu vreau să vă spun. Olăroiu, antrenor bun, a știut în mijloacele lui. Era de mult... Extra. Era de mult. Gigi nu căpătase atâta viteză. Reghe. 15 ani. Reghe. Păi și după Olăroiu a venit, cum îl cheamă, Bergodi. Ceva de genul ăsta. Bergodi a făcut un pas greșit în momentul când s-a dus Gigi în vestiar, ăsta a dat afară. Nu poți să-l dai afară pe Gigi din casă de la el. E adevărat, a exagerat un pic Bergodi, dar e normal ca patronul să intre la pauză să dea el indicații? Spune, tu joci mai la stânga, tu ce întrezi, tu, e normal? Vrei să lucrezi cu Gigi, vrei să ai performanță, Gigi niciodată nu o să spună în ziua de luni, în ciclu săptămânal faci aia, marți faci aia, miercuri faci aia și așa mai departe. Nu. Fă-ți tu treaba foarte bine, pentru că cum îți faci treaba, așa joacă echipa. Indiferent dacă tu ai 24. Vă întreb altceva. Câți antrenori beneficiază în Liga 1 de jucători, cum aduce Gigi, jucători buni? Câți? E adevărat, eu nu te contrazic, dar cine trebuie să lucreze? Ăștia buni n-a câștigat titlul de 7 ani. Cine trebuie să lucreze cu ei? Gigi? Nu, dar antrenorul despre care tu, Leo, ai declarat, există cu ghilimele. La FCSB, antrenorul are un rol decorativ. Tu ai spus. S-s cuvintele tale. Da, poate eu m-am exprimat greșit. Are... Atunci. Da. Am spus că suntem simpli executanți. Nu, ăsta e citat. Are un rol decorativ, e citat. Da, îmi se pare că am făcut o greșeală. Am spus în felul următor. Antrenorul are 100% forța să decidă ciclul săptămânal. Aia, fără îndoială. Asta ar mai lipsi Gigi să facă și antrenamentele. Păi da, ciclul săptămânal, perioada de pregătire, te duce la exprimarea echipei. Indiferent că e Gigel sau Georgică sau Vasilică sau Bogdan în echipă. Păi bun, și dacă tu faci pregătirea echipei într-un sens și înainte de meci vine patronul, Gigi sau altul, nu neapărat Gigi, și spune... Nu joacă ăla, joacă ăla, nu joacă ăla, joacă ăla. Da, eu trebuie, dacă l-am pe Strizu și pe Ovidiu pe același post, eu trebuie să am și de la Ovidiu și de la Strizu același randament. E, asta în mod ideal. Nici la Barcelona nu se întâmplă asta. Și acolo sunt titular și rezervă. Hai că am obosit cu subiect. Hai să mai discutăm și de altele. Gata, ne-am lămurit cum stau lucrurile aici. Hai să vorbim un pic de cariera ta de jucător. Ai avut un singur meci la Rapid? Unul singur ai jucat?
Nu, atunci am debutat la... Eram clasa 12-a, da. Ceva de genul ăsta, clasa 12-a. Că figurești și... cu un singur meci la Rapid. Și după care am făcut, m-am operat de menisc. Și am plecat la Slobozia. A, de vreme te-ai operat de menisc. Da, nu, la 19 ani. Bun, dar ai, CV-ul tău e destul de bogat, mai bogat decât cred unii care nu sunt foarte apropiați de fenomen. Ai jucat la Sport, ai jucat la Progresul, ai jucat la Poli Timișoara, ai jucat la Brașov, 60 de meciuri, 30 de meciuri, la Brașov ai marcat 30 de goluri. Deci ai fost un jucător mai important decât s-ar părea. Că, iartă-mă că îți spun și iar să nu te superi pe mine, ai rămas mai mult cu imaginea asta de la Steaua decât cu imaginea de fost jucător. Acum. Da, acum. Dar nu știu cât... Eu niciodată nu mi-a plăcut să ies în evidență. Eu și... Vă spun un secret. Și când dădeam goluri, parcă mi-era rușine să mă bucur. Asta e bun. De ce? Păi câștiga echipa, deci servea, da, echipa, știi care e sloganul ăsta. Era dumneavoastră atunci îngerul spiritual al Ilie Vâșu. Când venea la Brașov, tremura Brașovul cu Ilie în frunte. Vorbesc de ziariști. Da. Câștigam și venea presa. Ilie bă tot împingea. Te roagă Vasilică, te roagă Georgică. Hai să ieși să vorbești. Nu vroiam să vorbesc. Nu știu dacă am apărut de 3 ori sau de 4 ori. Deci nu ți-a plăcut să ieși în față, să zic. N-am, nu mi-a... Nu vedeam de treaba mea, nu mi-a plăcut. Că altfel eram eu ca jucător în vestiar. Nu mă consider un lider, dar pot să spun că aveam un cuvânt de spus. Aveam un cuvânt de spus. Poate și în conjunctura că am fost foarte apropiat de Romică și așa mai departe, că de asta v-am spus. De Romică Pașcu. Da, da, de Romică de Pașcu, pentru că de asta vă spun că sunt... Și el unul din membrii cooperative, fruntași. Nu. Pot să vă spun că în perioada în care am fost eu, nu știu ce s-a întâmplat, înainte de Revoluție, pentru că atunci nu am fost. Dar din câte știu eu, nici atunci Brașovul, dar în perioada în care am fost eu, aveam doar reciprocități. Aveam doar... Făceau parte din cooperativă reciprocități. Nu. Noi nu aveam reciprocități cu Pinalti. Noi aveam reciprocitate doar cu Jeana, cu Nea Jeana. Bine, Nea Jeana, Dumnezeu să-l ierte, avea reciprocități cu toată lumea. Cu toată lumea. Da. Dar pentru mai zis că sunt două lumi total diferite. Ce a fost atunci? A fost atunci. Ce este acum? E cu totul altceva. E cu totul altceva. De asta v-am spus că vreau să scot în evidență. Acum e ușor să fii președinte, să lucrezi la Steaua cu Gigi. Acum este ușor. Poate și la Neluțu Varga. Sau nu știu eu, în alte părți. Dar înainte, eu știu, pentru că eram zi de zi cu Romică. Nu aveam bani pentru prima sau nu aveam bani de întârzieri. Hai cu mine. Ba mergeam la partid. Ba mergeam la directorul de la autocamioane. Du-te tu, mă băga pe mine, du-te tu și vorbește că pe tine te place domnul Ciobanu, cine era atunci. Multe și multe, dar știți foarte bine, pentru că atunci ei trebuiau să facă rost de bani. De unde făceau, de unde nu făceau, Bistrița stătea bine, nu se plângea nimeni că nu se dau salarii. Ați văzut atunci pe timpul alea greve că nu se dau banii la jucători? Da, nu erau probleme de genul ăsta. Bun, și hai să mai facem să trecem un pic și granița. Lumea nu știe, nici eu nu știam, mărturisesc că am constatat acum, că ai jucat în Turcia și la Kayserispor și la Sakaryaspor. Plus că ai mai avut sincope, ai jucat și la Slobozia, la Mecanică Fină, în divizia B, adică... Da, i-am promovat, da. Dar... În Turcia cum ai ajuns? În Turcia, datorită lui Gigi Mulțescu, care își pe această cale îi transmit multă sănătate, pentru că am înțeles că este bolnav. Am avut dacă stați să vă analizați acolo, am avut cam în fiecare an. Odată m-am bătut cu Sabin Ilie la golgheteri, am avut vreo 20 ceva de goluri, Sabin fiind la Steaua avea 30 și altceva.
Și am avut un an bun în care Gigi trebuia goalgetter. Crisese Manola, cred că a și fost Gigi la meci, am jucat cu Jiu, am dat 4 goluri, ceva de genul ăsta. Și Gigi avea nevoie de atacant. Mă mai avusese și la lotul național Gigi Under, nu mai știu cât era, 21 sau ceva de genul ăsta atunci pe timpul ăla, lotul B al României. Și i-a plăcut, îi plăcea stilul meu, ceva de genul ăsta ca jucător. Și Gigi m-a convins, pentru că atunci a fost o perioadă răscruce în viața mea. În perioada aia, în vara aceea, m-a luat Steaua în pregătire. Așa. Am făcut pregătirea cu Steaua, s-a terminat pregătirea, asta s-a întâmplat undeva într-o vineri sau într-o sâmbătă. Am avut liber 3-4 zile, vineri ne-am întors de la Forban, sâmbătă m-a sunat Gigi. Nu semnase în contractul cu Steaua. Nu semnase. Mi-a părut rău pe urmă, mi-a părut rău pentru că îl dezamăgisem pe Stoichiță. Că Stoichiță mă luase, haide că vreau să facem... Și n-ai jucat niciodată la Steaua, nu? N-am jucat niciodată la Steaua. N-am jucat niciodată. Și atunci am plecat, am ales Turcia, nu știu, era și Gigi, poate mai mult m-a tentat partea financiară. Toate că la Steaua era altă echipă. Bun. Hai, Leo, că încet, încet am ajuns către finalul emisiunii. Exagerat noi cu discuția aia cu Gigi și cu... Da, mă rog, le cer scuze celor care se uită la noi. Spune-mi, acum ești în afara fenomenului. Zici că te ocupi de afaceri. Da. Ce afaceri faci? Poți să spui? Nu, sunt afaceri mai micuțe. Colaborez foarte bine cu Camera de Comerț Turco-Română. Cu președintele suntem prieteni foarte buni. Cu cine? Cu Tamera Talai? Cu Tamera. Care e un om de ispravă și care e la fel de mult turc cât e și român, că stă în România de 30 de ani. Bun, zi-mi altceva. Te întorci în fotbal până la urmă? Intenționezi? Ai așa ceva pe țeavă, ca să zic așa? Nu, deocamdată nu am pe țeavă absolut nimic. Au fost discuții în care... Și nu simți nevoia? Nu-ți lipsește fotbalul? Îmi lipsește fotbalul, vreau să mă întorc în fotbal, dar vreau să mă întorc și să pot să fiu eu strizul. Adică undeva unde să ai un cuvânt de spus. Undeva unde, dacă eu muncesc cu echipa, eu îmi asum și rezultatele, da? Și dacă tot eu muncesc, aș vrea să mor pe mâna mea. Am înțeles. Frumos spus. Doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Leo Strizu. Îi mulțumesc lui, vă mulțumesc dumneavoastră în speranța că v-ați uitat. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă doresc tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Va fi cu adevărat un super meci live. Bucură-te de super fotbal, super bet, go super!